Bună ziua! Invitatul, de fapt invitata interviurilor PS News de astăzi, este doamna ministru Guța Vasilescu. Până anul trecut, în decembrie, primarul Craiovei, acum ministrul Muncii. Bine ați venit, doamna ministru! Bine v-am găsit! Ați revenit, de fapt, bine ați revenit la noi în studioul PS News. Prima întrebare, mă văd nevoit să mă întorc la craiovenii dumneavoastră. Cum s-a perceput acolo această plecare? Ați lăsat oarecum așa, i-ați abandonat? Simt asta? Aveți semnale în sensul acesta că ați venit la București, la Palatul Victoria? Nu cred. Eu am avut foarte multe întrevederi în perioada campaniei electorale cu craiovenii când mergeam prin cartiere și de fiecare dată am spus același lucru și public și peste tot că dacă va fi mult mai bine pentru comunitate ca eu să plec de acolo în sensul că voi obține o funcție din care pot să ajut mai mult orașul, voi pleca. Dacă nu, voi rămâne primar. Și exact asta s-a întâmplat. Nu sunt deloc supărați. Chiar am trecut, vă dați seama, eu în fiecare weekend având copilul la Craiova, că mă întorc de fiecare dată acasă și circul pe străzi. Chiar am trecut prin piață în momentul în care aveau loc meetingurile acestea. Și nici măcar atunci nu a fost niciun fel de surpriză neplăcută, chiar s-a oprit din scandat în momentul în care am intrat în piață, nu a fost liniște până când am ieșit, deci e clar că nu am niciun fel de problemă cu creierii. Deci vă adaptați și cu noi miticii, să zic așa. Da. În paralel cu viața la minister, să spun așa, aveți de gestionat și o altă luptă, o luptă cu statul de drept, cum îl numesc unii, cu DNA-ul. În ce stadiu sunteți în momentul de față? Ați avut, să zic așa, o primă victorie, chiar discutam la întâlnirea noastră precedente despre ea. Dosarul dumneavoastră în continuare bate pasul pe loc, să spunem așa. Nu se știe ce se mai întâmplă cu dosarul. Din câte am înțeles de la avocat, eu nu mai am la ora actuală calitatea de urmărit penal. Ei au avut un termen de 5 zile să remedieze problemele din dosar, nu au făcut acest lucru, atunci dosarul s-a întors la DNA și de aici încolo ar trebui să îl refacă. Da, n-ați primit nicio hârtie în care să fiți scoasă de sub urmărirea penală sau să se încheie povestea. Adică de asta am zis că bate pasul pe loc. În condițiile astea, vă întreb direct. Bate pasul pe loc, chiar procurorul care s-a ocupat de acest caz și nu numai de al meu, este același procuror și în cazul Gutău, care a câștigat la CEDO, este același procuror și în cazul Orban, care a fost achitat la prima instanță, în cazul Nichita, foarte multe cazuri celebre, din câte am înțeles, s-a mutat de la DNA. Interesant. Acum, dosarul dumneavoastră, ca și încă nu e, dar poate ca și cel al lui Ludovic Orban, ca și altele, pot fi interpretate drept înfrângeri pentru DNA sau pentru statul de drept. Motiv pentru care vă întreb direct, nu vă temeți că cineva acolo ar merge la un moment dat, ar fi dispus la un moment dat să apese pe accelerație pentru a arăta că totuși Olguța Vasilescu nu este chiar atât de albă pe cum o percep oamenii în momentul de față? Eu sunt absolut convinsă că nu au abandonat ideea aceasta de a mă prezenta așa cum spuneți dumneavoastră, dar cred că trebuie să vină cu probe solide pentru că au văzut că în ultimul an judecătorii sunt foarte atenți atunci când este vorba de dosarele care vin de la DNA. Și eu știu că în toată activitatea pe care am avut-o nu am luat niciodată mită. De altfel, ei m-au acuzat de 4 infracțiuni de luare de mită, dar toate 4 în capital de imagine, adică în faptul că are încredere populația în mine. Mi-e greu să cred că vor putea vreodată să dovedească faptul că aș fi săvârșit vreo ilegalitate. Abuzul în serviciu, sigur că se poate aplica oricui. Ultima întrebare înainte să ne mutăm pe activitatea dumneavoastră de la minister, pe proiecte, pe ceea ce urmează să faceți acolo. Credeți că parchetele, chiar DNA-ul, dar toate în general, au posibilitatea să se debaraseze singure prin organisme de tipul CSM-ului sau altora de personaje de tipul celebrului deja procuror Negulescu? Sau trebuie să le ajute altcineva, nu știu, opinia publică, presa? În esență, procurorul Negulescu a plecat sau e aproape plecat nu datorită sau din cauza CSM-ului sau unui organism de control, ci din cauza mass mediei, nu? Eu aștept de la CSM să fie un organism
competent față de fostul CSM. Pentru că eu vă aduc aminte că am făcut o plângere la CSM prin care am precizat toate abuzurile care s-au făcut în dosarul meu, inclusiv faptul că martori din dosarul meu au fost audiați în hoteluri și torturați. Și mi s-a spus că nu este niciun fel de problemă de către CSM, iar instanțele, că au fost mai multe instanțe succesiv, mi-au dat dreptate mie și mi-au spus că s-a încălcat dreptul la apărare. Eu cred că, într-adevăr, dacă nu ar fi fost mass media, dacă nu ar fi fost opinia publică să pună presiune, nu ar fi plecat din DNA nici acel procuror Negulescu, nici acea doamnă Roșu care mi-a instrumentat mie dosarul și lui Orban și lui Gutău, și probabil că mai sunt încă mulți alții care ar trebui să plece. Este foarte adevărat și sunt absolut convinsă de treaba asta, că în DNA sunt și foarte mulți procurori buni care sunt și competenți și își fac treaba exact cum scrie în litera și spiritul legii. Acum, pentru a doua parte a interviului, cea legată de activitatea și de sfera Ministerului Muncii, o să vă un preambul așa și o să vă rog să răspundeți cu da sau nu, pentru că după aceea să vă adresez întrebarea. Știu că nu e o situație pe care ați produs-o, dar ați găsit-o acolo. Credeți că dacă o companie mare, de oriunde din lume, ar avea următorul avantaj strategic față de concurenții săi, să știe în orice moment lista completă a angajaților concurenței la nivel de salarizare, câți bani câștigă, ce funcții au. Poate fi considerat acest lucru un avantaj incorrect, anticoncurențial, imoral, ilegal? Teoretic, da. Depinde dacă mai sunt firme pe piața românească să lucreze același lucru. Nu, eu vă întrebam oriunde firma lume, respectivă. Dacă o companie are aceste informații despre concurență oricând, este un avantaj, un atu. Este un atu, sigur. De ce v-am întrebat acest lucru și asta o să fac eu foarte pe scurt comentariile. În România, toți salariații, mai puțin funcționarii publici, sunt introduși într-o bază de date. Sistemul Revisal se numește. În acest sistem apar și eu, care lucrez pentru propria companie, apar și oamenii care lucrează în bănci, în orice firmă. Această bază de date este gestionată, este proprietatea în momentul de față a unei companii private, cu care statul român, mai exact Inspecția Muncii, o unitate din subordinea Ministerului, are un contract de, se spune, de mentenanță, a avut mai exact un contract de mentenanță. Cât de credibilă poate fi ideea că acea firmă privată, care întâmplător este, sau se spune că ar fi fost fostului deputat Sebastian Ghiță, compania Timnet, cât de credibilă este ideea că acea companie nu vinde, cu ghilimele de rigoare, unor interesați sau altor interesați, informații despre noi românii, despre ce salarii avem acolo, unde suntem, despre ce posturi ocupăm și așa mai departe. Și doi, dacă credeți că e normal ca statul român, până în momentul de față, prin această instituție, Inspecția Muncii sau prin altele, din subordinea Ministerului sau altor ministere, să nu aibă până în momentul de față propria bază de date pe care să o gestioneze singur, fără să apeleze la un privat. Problema e mult mai gravă decât spuneți dumneavoastră. Pe toate instituțiile care sunt în subordinea Ministerului Muncii, la ora actuală, sunt foarte mari probleme cu rețelele, în sensul că fie nu există codul sursă, fie nu mai sunt contracte de mentenanță, fie aceste sisteme nu mai pot să ducă în spate baza de date și va trebui să găsim rapid o soluție, pentru că dacă mâine cade sistemul de la Casa de Pensii, noi nu mai putem să dăm pensiile în România. Și în acest tip de discuții am intrat încă din prima săptămână când m-am investit ca ministru al muncii. L-am invitat și pe ministrul comunicațiilor la Ministerul Muncii ca să-i prezentăm problema. Eu cred că ar trebui gândită la nivelul guvernului o strategie pentru toate ministerele și o licitație pentru aceste sisteme informatice pe care să o gestioneze Ministerul Comunicațiilor. În primul rând, pentru că niciun minister nu este
pregătit să organizeze o astfel de licitație, să facă un caiet de sarcini. E clar că nu au specialiștii pentru așa ceva și luăm în discuție la nivelul guvernului ca să fie un obiectiv strategic al statului, dacă vreți, tot ce înseamnă gestionarea bazelor de date care sunt în subordinea ministerului. Ceea ce spuneți dumneavoastră, sigur că are o logică, oricum acolo trebuie să existe un contract de confidențialitate care trebuie respectat. La fel cum există cu companiile de telefonie mobilă. Chiar credeți că un angajat de acolo nu poate să-ți dea o informație despre cine e spatele unui număr de telefon dincolo de contract? Teoretic, da, dar sunt și servicii care trebuie să protejeze statul și cetățeanul până la urmă de astfel de interferențe. Cert este că luăm în calcul, așa cum vă spuneam, ca Ministerul Comunicațiilor să organizeze tot ceea ce înseamnă bazele de date și aceste sisteme electronice, pentru că altfel nu se poate. M-ați provocat cu răspunsul ăsta, vreau să mă întreb altceva, dar mi-a venit în minte o chestiune. Vă spune ceva GovIT Hub? Sunt niște băieți, niște tineri frumoși și liberi care au fost angajați pe vremea guvernului Cioloș. Corect. Și care la ora actuală acționează foarte performant, aș putea spune, împotriva actualului guvern. Acum, nefiind un fan al tehnocraților, vă mărturisesc, dar chestiunea asta mi s-a părut interesantă ca geneză, să spunem așa. Tehnocrații, ca să explicăm și celor care poate nu știu, au gândit la vremea respectivă, și sper că nu greșesc, în subordinea SGG-ului, un departament de tineri, specialiști sau mai puțin, care au terminat o facultate în domeniu, pe care i-au pus acolo și cărora le cereau să facă baze de date. De ce m-a provocat chestiunea asta? Pentru că tocmai de asta vorbeați, de carențele din sistem. Adică eu cred că la nivelul fiecărui minister sunt zeci de locuri, de instituții, de direcții care nu au aceste baze de date. Și băieții ăia, oamenii ăia care lucrau acolo, erau exact pentru așa ceva. Adică Costele, avem nevoie la Ministerul Muncii, la, nu știu, la asistență socială, de un tabel, de o bază de date. Lucrau și făceau. Poate fi o chestiune care să fie furată cu ghilimele și de actualul guvern, ca și creație vorbesc, nu neapărat aceleași persoane. Nu, în mod clar nu, pentru că, de fapt, aceia erau niște postaci plătiți din bani publici. Asta s-a dovedit a fi. Și pentru noi a fost surprinzător să ne vedem lista cu telefoanele tuturor membrilor guvernului rostogolită pe Facebook. Acea listă nu putea să scape decât din cadrul guvernului, unul dintre aceștia angajați, pentru că, vă spun sincer, la vremea când a apărut această listă, noi nici nu ne cunoșteam foarte bine toți membrii guvernului între noi. Dar ați avut ocazia posibilitatea să vă faceți rost de... Da, la un moment dat chiar făceam glume că în sfârșit am și eu numărul ministrului apelor și pădurilor, că n-aveam de unde să-l fac rost. Da. Da, ideea în sine, pentru... Mă rămân un pic alat pe subiectul ăsta, că eu mă gândesc în felul următor. IT-ul costă foarte mult oriunde în lume. Este o resursă pe care trebuie să o plătești foarte bine. Iată că e simplu să o faci pe banii statului. Ajungem imediat și la a doua parte, la povestea cu salarizarea unitară și așa mai departe. Cu ce oferte sunt în domeniul public în momentul de față, este cam greu să ții niște IT-și buni. Corect. Și atunci, ideea aia a fost atunci, cel puțin din câte mi-amintesc eu, la crearea acelui nucleu. Luăm unii mai ieftini, cu niște salarii un pic peste medii și încercăm să-i creștem. Care ar fi alternativa? Să găsim niște IT-ști foarte buni pe care să ne permitem să-i plătim? Sau cum se pot face aceste baze de date ca să nu ne mai țină Ghiță, Popescu, Ionescu, bazele de date, sau să stăm, să așteptăm să nu cumva să ne închidă sistemul nu știu ce companie privată, că nu e nemulțumită de ceea ce face guvernul? Păi vă spun ce s-a întâmplat la NEPIS. La ora actuală, nemai fiind mentenanță pentru sistem, sunt niște angajați acolo care au ajuns să doarmă în sediu, pentru că altfel cade sistemul, care este și învechit. Sigur că acești oameni sunt foarte prost plătiți. Cred că varianta ar fi aceea de a avea o instituție de sine stătătoare care să gestioneze toate aceste baze de date, bineînțeles cu angajați care să fie foarte bine plătiți. Pentru că sunt hackeri foarte buni pe piață, care mâine, dacă ți intră în
sistemul electronic de la pensii sau de la prestații sociale, e o nenorocire. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă, pentru că e clar că nu mai poți să dai pensiile și toate celelalte indemnizații. Dar aici noi avem servicii care trebuie să ne protejeze de așa ceva. Avem STS-ul, avem SRI-ul. Da. Nu v-am întrebat degeaba un pic mai devreme de povestea asta cu bazele de date, cu salariații, cu nivelul de salarizare, pentru că aveți de gestionat în viitorul foarte apropiat o poveste, o chestiune a legii salarizării unitare. Da, este o nedreptate. În momentul de față, un jurist la Ministerul Muncii, de exemplu, are un cu totul alt salariu decât un jurist din Ministerul Dezvoltării, un jurist de la Transportul și de oriunde. Deși fac poate aceeași muncă sau... Sau un jurist de la Ministerul Justiției care exact. Este asimilat magistraților. E, da, iată. Fără o bază de date, vorbim de vreo 500.000, dacă nu greșesc, de funcționari publici care nu apar nici măcar în acel revisal de care vorbeam. Ei ar trebui să fie undeva la o agenție dedicată, că îi spune și numele, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Din câte știu eu, și vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, nici măcar ei nu au o bază de date reală în care să spună toate aceste lucruri. Cât are un jurist de acolo, cât are un funcționar public de dincolo și așa mai departe. Cum putem face legea asta a salarizării atâta vreme cât, repet, bazele de date nu există, ați spus și dumneavoastră un pic mai devreme. Noi am cerut de la toate ministerele să ne vină cu tot ce au în plată la ora actuală ca salarii, pe tot ce înseamnă de la portar sau femeie de serviciu până la ministru. Pe liste efectiv, pe ocupații, nivelul de salarizare, unde stăm foarte prost cu baza de date, deși primarii aveau obligația să transmită tot ceea ce înseamnă salarizarea până acum, conform unei legi, nu au făcut-o decât, cred că vreo 20% din primării. Deci unde stăm cel mai prost cu datele e vorba de administrația publică locală. Acolo unde și nivelul de salarizare este foarte diferit de la o primărie la alta. Și nu mă refer aici la nivelul de salarizare într-o primărie de comună de 1500 de locuitori și primărie de 200.000 de locuitori. Nu. La nivelul municipalităților, de exemplu, sunt salarii foarte diferite, pentru că unii au prins legislația de acum câțiva ani, când li s-a permis să introducă sporurile în salarii sau cel salariu de bază, sau cel puțin așa au interpretat ei, după care a venit Curtea de Conturi și a spus că nu este legal, și atunci următorii care s-au angajat în aceeași instituție au venit cu salarii la jumătate. Eu aveam situația asta în primăria Craiova, în care funcționari cu aceeași pregătire și cu aceeași vechime în muncă avea unul 2.000 și altul 4.000 de lei. Da. După aceea a venit acum această decizie a Curții Constituționale, pe care fiecare a interpretat-o cum a dorit, deși noi am făcut zeci de adrese de răspuns către administrația locală în care am spus cum interpretăm noi decizia a Curții Constituționale, că se referă la faptul că dacă cineva a câștigat și a câștigat un drept, se aplică doar pentru ordonatorul de credit, adică un funcționar din primăria Bucureștii și-a câștigat niște sporuri în plus sau niște drepturi, atunci se aplică doar la nivelul primăriei București, nu pe toată țara. Fiecare a căutat câte o hotărâre de instanță de judecată, de pe la Brăila, de pe la Galați, de pe la Cluj, de pe unde i-a picat bine că era nivelul cel mai mare de salarizare, și s-a ajuns la un haos la ora actuală în administrația locală. Din cauza asta avem obligația să venim cât mai repede cu legea salarizării unitare, care sigur că nu va fi perfectă. Sigur că nu va împăca pe toată lumea, pentru că niciodată o lege nu poate să împace pe toată lumea, dar măcar va corecta niște inechități care există acum, și nu vor mai fi situații în care primarul este la jumătatea schemei de personal în primărie ca și plată, că parlamentarul este la jumătatea unui procuror stagiar, că funcționarul de la ghișeu dintr-o primărie este de 4 ori mai prost plătit decât funcționarul de la ghișeu de la ANAF și așa mai departe. Și se
evită, cred, zic eu, că inclusiv cazurile astea de detașări inutile cu ani în care o instituție ține blocate posturi pentru că oamenii pleacă în bloc, în stânga, în dreapta, unde își dublează peste noapte salariul. Așa este. Eu vă dau cazul de la Craiova când anul trecut, exact în perioada în care se colectau taxele și impozitele, până la 1 martie, știți că este un fel de premiu pentru cei care vin și își plătesc până la data de 1 martie cu 10% mai puțin. Exact atunci când era nebunia de la ghișee, s-au făcut angajări la ANAF, s-au suplimentat posturile și au mai rămas doar 6 funcționari la ghișee la primărie. Bineînțeles că toată lumea nebunise, urla, înjura primarul. Cum se explic faptul că tot la stat au putut să se transfere și s-au dus pe salarii mult mai mari acolo? Prin HG, anul trecut s-a făcut o entitate care se numea, sper să nu greșesc, Registru Public pentru oamenii plătiți din funcții publice, ceva de genul ăsta. Entitatea asta mai există, ea ar trebui să fie, practic, să cumuleze toate numele acestea ale funcționarilor și să ajute cumva la povestea asta cu regularizarea salariilor? Vedeți, o astfel de entitate cu care noi ne servim de datele de acolo, trebuie să primească de la toate instituțiile datele respective. Și asta vă spuneam că din administrația publică locală doar 20% au sosit până acum. Asta pentru că nu este în legislație nici un fel de sancțiune. Și ne gândim chiar să introducem o sancțiune în legislație pentru primarii care nu transmit aceste date, de exemplu. Știți care e culmea? Că le transmit cei care nu au făcut o felul de operări de să-și mai pună niște sporuri în plus, adică cei mici. Da. Dar noi nu îi avem la ora actuală ca să știm cu cât sunt în plată pe cei care și-au aplicat și deciziile Curții Constituționale, au trecut și peste amnistia fiscală a bugetarilor când după amnistie ar fi trebuit să-și corecteze salariile, toate aceste lucruri. Și e foarte greu de lucrat, de asta vă spun că nu va ieși o lege perfectă, pentru că nu avem toate datele concrete. Dar ea va fi într-o perioadă de dezbatere publică destul de mare, în sensul că va fi transmisă Parlamentului României, care va fi chiar lăsat să lucreze o perioadă mai lungă de timp, tocmai pentru a putea strânge aceste lucruri. De altfel, vreau să vă spun că în paralel cu datele pe care le-am cerut la ministere, noi am cerut aceleași date și de la sindicate, ca să avem și o cheie de control să vedem dacă toate datele astea bat între ele. Mai sunt încă 3 ministere care până la ora actuală nu au făcut raportările, din cauza asta suntem și un pic întârziați, dar din același motiv pentru... Nu vreau să terminăm interviul de azi până nu vorbim și de o altă lege pe care PSD-ul a susținut-o și care, într-o oarecare măsură, vă vizează și pe dumneavoastră, legea prevenției. Da? Adică să nu-l prindem pe om, sărim pe el, băgăm la pușcărie, închidem afacerea până nu învățăm ce trebuia să facă bine sau rău. Partea asta de prevenție ar pica, să zic așa, în parohia noastră prin inspecția muncii. Muncii, da, exact. Care în momentul de față poate da niște amenzi, să spunem, usturătoare și mai mult poate să bage oamenii în penal. Trebuie să spunem că de la 5 angajați în sus, intri în sfera penalului, angajați la negru. Cât are, apropo, un inspector de muncă aproximativ așa, un salariu, cel care merge pe teren să constate infracțiunea? Cred că vreo 3.000 de lei. Da. Atunci, el vine, prinde o firmă mică și spune, ai 2 angajați, 2 negri, cum vorbesc ei în argou, așa, inspectorii. 2 negri înseamnă de la 10.000 la 20.000 de roni bucata. Adică minima amendă de 20.000, dacă nu 40.000 de roni. Cât de rezistent în fața tentației poate fi, să spunem așa, un inspector de genul ăsta când împarte amenzi de nu poți să le cuantifici sau chiar trimite patronii sau administratorii în penal? Bine, dacă cineva își pune în cap să fure, indiferent cât ea face salariu, va face fix același lucru. Adică să ia șpagă, mai exact. Da, exact, să ia șpagă. Este un grup de lucru format pentru această lege a prevenției, în care avem și noi un funcționar exact pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru aceste forme de control.
Dar dacă citiți cu atenție programul de guvernare al PSD-ului, veți vedea că singurul lucru de la care nu vom face rabat în momentul controlului și nu va acționa această lege a prevenției, va fi exact la angajatori pe munca la negru. Pentru că altfel nu avem cum să stopăm acest fenomen. Și se nenorocesc oameni din cauza asta. Dumneavoastră, să zicem, vă duceți, vă angajați, primiți, nu știu, 1500 de lei în mână, dar în același timp nu se plătesc taxe și contribuții pentru dumneavoastră. Dacă, Doamne ferește, aveți nevoie de asigurare medicală, nu puteți să o operați pentru că lucrați la negru, când ajungeți la pensie constatați că nu puteți să primiți decât acea indemnizație socială minimă pentru că nu s-a contribuit pentru dumneavoastră la sistemul de pensii, dacă vreți să intrați în șomaj, la fel nu puteți să primiți indemnizația de șomaj. Deci, practic, un cetățean simplu poate fi nenorocit pe viață de un astfel de patron. Legea prevenției va acționa însă pe toate celelalte, pentru toate celelalte structuri de control ale statului, îmi venea să zic de forță, că unele chiar sunt de forță, adică haide să pornești de la prezumția de bună credință a patronului, care poate nu vrea să eludeze legea, poate are un contabil foarte slab. Vine prima oară controlul la patron, îi spune că aici ai greșit, aici ai greșit, îi se dă un termen în care să corecteze toate aceste carențe și abia a doua oară poate să vină să îl amendeze instituția respectivă. Dar încă o dată, la această parte de control a ITM-ului, nu vom renunța aici, amenzile vor rămâne în continuare foarte drastice. Partea de prevenție mai puțin... Mai puțin controlul pe muncă. Pentru că acolo nu e vorba că banii poți să-i mai recuperezi. Dacă o firmă a făcut evaziune fiscală, poți să recuperezi banii la stat. Exact, anii de muncă, în schimb, nu mai poți să-i recuperezi. Mă pregătesc să vă întreb dacă aveți în contextul ăsta, dar acum răspunzând ați scos oarecum din context întrebarea, dacă aveți în vedere creșterea numărului de personal la instituții de genul ăsta, cum e Inspecția Muncii, pentru că oamenii ar trebui să facă și o parte de consultanță și parte de control, dacă îi bagi în partea de prevenție. Dacă rămân doar pe control, atunci... Vom reorganiza toate instituțiile care sunt în subordinea Ministerului Muncii, de altfel asta scrie și în programul de guvernare, pentru că pe anumite segmente sunt mai mulți oameni decât este cazul, pe altele sunt insuficienți. Controalele, da, controalele AJPIS-urilor, agențiile pentru prestații sociale, ele trebuie să controleze primăriile. În județul Dolj, de exemplu, sunt 111 localități și sunt 10 inspectori care n-au voie să se ducă decât câte doi. Vă dați seama cam cât le-ar lua lor ca să controleze... Da, și atunci aceste controle sunt efectuate mai mult de Curtea de Conturi, care vine și constată abateri pe care n-ai avut cum să le pui ca și primărie la punct, tocmai pentru că nu ai avut un control înainte de la AJPIS care să te ajute să descoperi toate acele cazuri despre care se tot vorbește, că iau ajutoare sociale, dau Mercedes sau au vilă sau lucruri de genul acesta. La casa de pensii, iarăși, sunt foarte puțini angajați care la ora actuală vin să calculeze pensiile și să ajunge în situația în care să aștepți 2, 3, 4 luni de zile până ți intră în plată prima pensie, tocmai pentru că sunt puțini funcționari și nu pot să calculeze pe atâta dosare care sunt. Sunt foarte multe lucruri de corectat, iarăși sunt acele centre, sunt 8 centre de pregătire profesională care există în România, centre regionale. Păi sunt 3 în Oltenia și niciunul în Moldova. E clar că trebuie făcută o reorganizare. Le avem în cap, le știm, lucrăm și sperăm cât mai curând să le corectăm. Am constat că aveți de muncă. Avem foarte mult. Motiv pentru care vă lansez invitația ca atunci când avem lucruri de explicat și de dezbătut să fiți alături de noi, mai ales că sunteți unul dintre bunii comunicatori ai PSD-ului, capitolul la care până acum prima parte a guvernării a cam avut de suferit partidul. Asta este, ne organizăm mai bine. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu.